Am scris un motto în această carte cu care vreau să încep. Doamne, multe minuni ai făcut prin intermediul oamenilor tăi dragi. Așa e ridicat și această mănăstire, prin intermediul părintelui Ilarion Argatu, pentru care din suflet vă rog să păstrăm un moment de recolegere de 2 minute. Vă mulțumesc, pentru că el a fost cu ideea. Plecând de la Boroia în 1972, după ce a murit presbitera Georgeta, plecând la mănăstire, la Căldărușani, ultima dată la Cernica, și a dorit ca pe acest loc, unde mii de oameni au plâns, sute de copii și-au așteptat părinții, mame și-au așteptat copiii, soții și-au așteptat soții, dar nu s-au mai întors, s-au întors doar numere. Numere care nu există, pe care am scris pe acest monument, că am avut ocazia, cu ajutorul părintelui Stareț, care doresc să-i mulțumesc și a ridicat acest monument, în memoria celor 14.000 de ostași. Acest râu Culeșta, care izvorăște la 200 de metri mai încolo, a fost roșu. Acest sat Poiana a fost gol. Oamenii, părinții noștri, bunicii noștri, au fost duși în evacuare datorită chipusul și bolilor care erau din cauza celor 14.000 de morți care au fost aici. Aici părintele Ilarion Argatu și părintele Alexandru Argatu, pe care o să găsim în această carte, scris viața, cu toate că lui părintele Alexandru Argatu, care este prezent, mi-ar trebui cam 5 sau 5 de ghicăți, că nici dânsul nu mai știe câte catapitezme, câte biserici, câte mănăstiri a ridicat. Dar o să găsiți un lucru care m-a impresionat, chiar acum auzindu-l vorbind, mi-am amintit și-mi dădeau mie lacrimile. Fiind copil, atunci când părintele Argatu, Ilarion Argatu, a stat din 48 până în 64, a stat ascuns prin poduri, prin magazii, prin fân. Și când a rămas alături de mama dânsului, la vârsta de 6 ani, a făcut o cruce, a sculptat o cruce la vârsta de 6 ani și a vândut-o ca să-și facă bani pentru școală. Și de asta a ajuns ce a ajuns. Și se vede și la ora actuală. Și mă bucur că e atât de frumos afară. Cred că părintele erau îndeargată de acolo de sus, ne privește. Și cred că nu pot să-i mulțumesc niciodată că trăiesc un moment extraordinar din viața mea să fiu în fața dumneavoastră și să vă prezint această mică cărțulie. Este un început, dar ca orice carte, e o carte deschisă. Să știți că aici, în satul ăsta, pe malul părâului Nistora, un pâriaș care vine din Brustui, s-a găsit o stâncă pe care scrie Ioasif și Nectarie. Deci au fost doi călugări trimiși la mănăstirea Neamțului, când aici era un gol. Era doar o pădure de stejar și câmp. Și au fost trimiși cu prisaca de albine. Din cauza asta, prima dată, acest sat s-a chemat Poiana Prisăcii. Și nu pot ca să nu mulțumesc lui Dumnezeu că m-am născut în acest sat și pot să vorbesc în fața dumneavoastră. Și vă doresc multă sănătate, nu vreau să vă plictisesc. Această carte o găsiți acolo, eu nu iau niciun ban. Am spus părintele Sareț, cumpărați o carte, o cumpărați pentru mănăstire, pentru acei viețuitori care trăiesc aici. Vedeți, chiar nu este, agricultură nu are, trebuie să-i ajutăm. Ca noi să-i ajutăm pe ei cu cele materiale, și ei se roage pentru noi ca să putem, ca Dumnezeu să ne ajute. Pentru că noi poate nu avem timp să ne grijăm. Vreau să vă mulțumesc încă o dată din suflet. Vreau să mulțumesc și vreau să... Chiar nu este campanie, nu este nimic. Dar vreau să vă spun cuvântul meu, văd că i-a auzit acum de la Tașca, este domnul primar de la Tașca, l-am văzut acum, până la Iași, domnul deputat Cosman Ciuc de la Iași, venit aici în mijlocul nostru, domnul general de la pompier, vede, domnul Corăsânt, domnul inspector, sunt foarte mulți. Vă mulțumesc din suflet, vă doresc multă sănătate, să ia Dumnezeu să ne întâlnim și peste 50 de ani tot aici. Să rămânăm! Pe bine!